Eveniment cultural deosebit, luni seară la Galeriile Naționale de Artă Forma din Deva. În fața unui public numeros, dar și fiind cunoscător al fenomenului, a avut loc vernisajul expoziției Dr. Coloris Causa, care poartă semnătura cunoscutului caricaturist Ion Barbu. Artistul din Valea Jiului prezintă, așa cum singur spune, cu amară ironie, o expoziție de umor incorrect politic. Această expoziție este de, nu știu cum să zic, o expoziție de umor incorrect politic. Și ea este rodul a 2 ani de pandemie care m-au obligat să stau în casă, și dacă stai în casă, ce să faci decât să faci lucruri mărețe. Și lucruri mărețe care se regăsesc aici. Umorul, din păcate, e din ce în ce mai mult cenzurat în zilele noastre și prea multe sectoare din acest domeniu sunt cenzurate. Ori eu, când m-am apucat să fac caricatură, libertatea era totală și înțeleg să fie așa și de acum înainte. Lucrările lui Ion Barbu au avut parte de critică favorabilă și din partea altor cunoscuți artiști plastici prezenți la vernisajul de la Deva. Ion Barbu este un neobosit artist care debordează de energie, este capabil de a umple orice suprafață, oriunde și oricând, cu niște expresii plastice și sensuri filozofice și de viață, tot ce vreți dumneavoastră, oricând. Cred că se urmește chiar și pe el cu această energie creatoare. Eu o văd ca pe o sărbătoare a culorii, a spiritului, a optimismului și a încrederii în un viitor care mereu se lasă așteptat, dar ne este promis. Expoziția Dr. Coloris Causa de la Galeriile Naționale de Artă Forma din Deva poate fi vizionată până în data de 5 august inclusiv.